Salutare prieteni, vă prezint acum lanterna de bicicletă, o Light RN 800, o lanternă reîncărcabilă, destul de puternică, 800 de lumeni, 137 de metri, distanță iluminare, se reîncarcă prin USB-C, așa arată cutiuța, are foarte multe moduri de iluminare, da, sunt trecute aici, 200, 400, 800, două moduri flash, optică împotriva orbirii, să nu-i orbiți pe ceilalți participanți la trafic. Să vedem ce conține pachetul. Da, așa arată. Lanternuța. Suportul de bicicletă, este prindere de tip Garmin, ok, și foarte multe accesorii, plus un manual, thank you, în fine, asta îl dăm la o parte. Deci avem cablu de reîncărcare USB-C, o să revin mai târziu asupra lui, un imbus cu care se fixează acest suport pe bicicletă, da? Iar suportul rămâne fix pe ghidon. Dacă doriți să o fixați pe alte tipuri de prindere, avem inclus și suportul ăsta. Este aici jos, are prindere de tip GoPro, adică merge atașat împreună cu accesoriile de la GoPro, da, pe cască sau în fine, cum, ce, unde doriți dumneavoastră. Ok, mai avem încă două benzi din acestea de schimb, pentru dacă avem ghidonul mai gros sau mai subțire, se schimbă aceste benzi. Da? Deci suportul ăsta îl prindem pe bicicletă cu ajutorul imbusului și apoi lanterna, da? Vine fixat așa și rămâne fixată. Da? Deci încă o dată, așa. Este o prindere foarte fermă, dar dacă opriți undeva, da? Asta rămâne în fir, asta o poți imediat, o detașezi și o bagi în buzunar ca să nu se fure. Că, da, trăim în România, e tentantă. Da? Prindere foarte, foarte, foarte fixă. Din cauza asta și cei de la Olight au folosit acest tip de prindere, că este deja patentată și funcționează perfect. Da? Lanternuța așa arată. Destul de compactă, priviți, față de mâna mea, păr de cauciuc. Toate lanternele astea de bicicletă au protecție la ploaie. Să încerc să vă arăt puțin mai aproape. Da? Așa are mufa, USB-C, cauciucul care intră aici. O construcție foarte interesantă, foarte solidă. Optica, deci se simte calitatea de cum pui mâna pe ea, pe lanternă. Aici avem și un LED indicator cu 3 stări, verde înseamnă că este încărcată, portocaliu și roșu. Da? Deci la o apăsare simplă lanterna nu pleacă. Doar ne indică starea bateriei. Ca să o pornim trebuie să ținem lung apăsat ca să nu, dacă o aruncăm într-un rucsac, să nu plece accidental. Da? Ținem lung apăsat, lanterna pornește, hai să o țin așa. Și la apăsări scurte, lanterna trece prin cele 3 moduri continue, mic, mediu, mare. Ok. Dublu click, intră în modul stroboscop și are două tipuri, adică ăsta
sau ăsta. Ăsta este puțin mai violent. Părerea mea că ăsta e bun pe timp de când e soare afară, da? Ca să fii văzut, este extrem de orbitor. Iar ăsta este puțin mai light, așa, dacă e puțin pensărat, este extrem, extrem de vizibil. Adică dumneavoastră sunteți transformă bicicleta în ceva extrem de vizibil sau trotineta electrică. Dublu click, a trecut pe modul continuu. Da? Atenție, uitați-vă bine la specificații. Nu este bine să iei lanterne, o lanternă de bicicletă și o folosesc pe maxim, pentru că întotdeauna pe maxim ei se consumă foarte multă baterie. Probabil că știți, la fel cum sunt și trotinetele și toate obiectele care consumă energie și mașina, da? Când mergi cu viteză maximă se consumă extrem de multă benzină. Din cauza asta eu mereu când îmi aleg o lanternă îmi fac planul să merg cu ea, să zic, pe modul mediu, ăla să fie cel utilizat în permanență, dacă nu chiar mic, adică un surplus de energie tot timpul este bine, că na, poate merg vreodată într-o situație de cu pericol mai ridicat și atunci chiar îmi trebuie modul maxim, da, sau cu viteză foarte mare sau am o coborâre sau în fine. Dar întotdeauna să ai o rezervă de energie, să nu calculezi să mergi cu ea, adică pe modul maxim, pentru că se consumă destul de repede bateria. Pe modul mic și mediu ține foarte bine, foarte mult. Pe modul mediu 4 ore, pe modul mic 8 ore și este perfect utilizabil modul mic. Iar pe modul mare hai 2 ore în mod continuu. Este decent, este ok, dar na, în fine, fiecare până la urmă folosește cum își gestionează. Interesant e că prin mufa asta USB-C o poți încărca dacă ai un ghiozdan, o baterie externă și poți încărca lanterna fără probleme. Sau chiar o poate să funcționeze cât timp e la încărcat, în fine. Deci e extrem de versatilă, se încarcă imediat la un încărcător de telefon, de oriunde. Cam asta este review-ul scurt, urmăriți prezentarea detaliată, că acolo o să o și montez pe o bicicletă, o să vă arăt și cum luminează noaptea. Vă mulțumesc și vă urez o plimbare plăcută și fără incidente, bineînțeles alături de lanternele All Light.